La Rugul Aprins vin oameni din diferite clase sociale, cu diferite nivele de maturitate. Și am observat de foarte multe ori invitații noștri vorbesc poate pe un nivel înalt, da? Pastori care vin și au fost invitați. Dumnezeu mi-a vorbit de fiecare dată să am un cuvânt specific și pentru oamenii care probabil au nevoie de o învățătură mai simplă. Și am învățat de la Domnul Iisus Hristos. El foarte mult a folosit metaforele, pildele, da? De ce? Pentru că oamenii să înțeleagă mai bine. Am lucrat câțiva ani în învățământ și asta m-a, practica didactică, m-a învățat că ceea ce vizual îi spui elevului, copilului, rămâne mult mai, mult întipărit în mintea lui decât ceea ce aude. Fiind profesor de fizică și chimie, vă dați seama că pentru mine experiențele erau mult mai... și altfel înțelegeau moleculele de apă, dacă vedeau apa sau acidul clorhidric sau clorura de sodiu sau lucruri legate de fizică, planul înclinat și așa, o grămadă de chestii simple. Și asta m-a determinat să vorbesc cu oamenilor simplu. De-aia vorbesc de multe ori în predicile mele, folosesc fie hârtii, fie anumiți oameni, fie anumite lucruri sau obiecte. Mi-aduc aminte, eram odată în Germania și am încercat să folosesc ceva și cineva m-a luat în bățucără și a zis: iară vine ăsta cu scamatoriile lui. Nu-i vorba de scamatorie, că nu vreau să fie înțeles a spectacol sau a cir. E vorba că cu cât le spui oamenilor mai pe înțelesul lor, cu atât înțelege mai bine. Da? Adică în momentul în care le spun că, de exemplu, dacă spun cumva acum, cana pe care o are fratele Tudor e albastră. Dar în momentul în care am luat cana aia și le-o arat, dintr-o dată s-a întipărit. Mă, e albastră, e albastră. Dacă țin minte ultima predică pe care la Rugul Aprins am folosit-o cu copiii mei, da? Am luat și pe Abi și pe Ștefan în ideea că sunt copiii mei și Dumnezeu se raportează la noi ca și copii ai Lui într-un mod similar, ca să nu zic extraordinar de superior. Eu ca și tată le dau copiilor mei cei mai buni, da? Mâncarea cea mai... De câte ori nu, eu cu soția mâncăm ce nu e așa de bun, să zicem. Hai că dau un exemplu. Dar lăsăm lor să ce mai bun. De câte ori n-am realizat noi, sau am realizat că Dumnezeu nu vrea să ne dea ceva rău. Noi suntem copiii Lui. Dumnezeu ne dă ceva bun, totdeauna bun. Dumnezeu ne dă ceva ce e perfect. Dumnezeu se preocupă de noi, are grijă de noi. Am vrut să ilustrez ca oamenii să înțeleagă că eu, dacă sunt tată pentru sau părinte pentru copiii mei, de ce n-am înțelege lucrul acesta raportat la Dumnezeu, la noi? Care dintre noi, am pus odată o întrebare, țin minte, nu pot să uit asta, în Paris, într-o biserică, avea o familie, avea vreo 11-12 copii. Și am zis: frate Puiu, dacă ai avea posibilitate, la care din copiii dumitale i-ai da un cancer? Așa, ca să înțeleagă oamenii. Doamne ferește, zice Puiu, cum să dau eu cancer la copiii mei? Copiii mei. Și dacă îți mai greșesc? Și dacă îți face boacăne? Și dacă? Păi atunci cum oamenii înțeleg că Dumnezeu dă cancer, care e tată desăvârșit, care e net superior capacității de bunătate, de dragoste pe care o avem noi? Da? Și de aceea am înțeles că ilustrațiile fac mult mai mult bine. Exemplele practice fac mult, cum a zis, de ștergar. Altfel au înțeles oamenii ideea cu ștergarul, da? Nu pot să am autoritatea pe care a avut-o Iisus Hristos de a vindeca bolnavi, de a elibera demonizații, fără ca înainte ștergarul ăla să dovedească ucenicilor lui că e gata să se plece să le spele picioarele, să le șteargă picioarele cu ștergarul cu care era încins. Nu putem avea autoritate fără ca înainte să nu slujim. Da? Slujirea ne dă autoritate. Slujirea fraților mei, slujirea aproapelui meu îmi dă autoritate în lumea spirituală. Da? Și multe alte exemple, da, ăla cu cafeaua, știu că poate a prins bine cu cafeaua, cu cât e cafeaua adăugită sau îmbunătățită cu apă, cu atât aș pierde din gust. Evanghelia nu, ea are gust dacă e curată. Nu trebuie adăugat tradițiile, obiceiurile sau diluată așa. Astea nu fac altceva decât să scadă din puterea Evangheliei, să scadă. Uite, chiar îmi vine minte ideea asta. N-am zis-o atunci.
Dar în momentul în care noi diluăm Evanghelia cu tradiții, cu obiceiuri, cu părerile noastre, cu și așa mai departe, îi scadem din puterea pe care o are Evanghelia lui Iisus Hristos. Și Evanghelia lui Hristos doar pură, curată, are puterea pe care ar trebui să o spunem.